Bună ziua, sunt Diana Mitar, redactor la Știri pentru Copii, iar astăzi ne întâlnim să vorbim despre o nouă meserie. O să vorbim despre ce face un profesor de matematică, iar alături de mine o am pe doamna Mariana Ștefan, care predă de aproximativ 34 de ani, deci cu siguranță ne răspunde la toate întrebările legate de subiectul acesta. Bună ziua! Bună ziua! Spuneți-ne în primul rând ce este matematica. M-am gândit la asta, sunt atât de multe citate. Cel mai frumos este că matematica este regina științelor. Dacă tot mi-am ales să predau una din științe, am ales-o pe cea mai frumoasă, pe cea mai puternică. Asta spunea Gauss, având în vedere că copiii îl cunosc pe Gauss, există niște calcule care se fac cu ajutorul lui. Deci, pe lângă faptul că e regina științelor, este un joc, așa îl iau eu, ca pe un joc, care se joacă după anumite reguli. E adevărat că pe tablă și în caiet scriem de multe ori parcă semne fără înțeles, dar jocul e frumos și până la urmă ajung tot să înțeleagă și regulile și tot ce ține de jocul ăsta. Am înțeles. Spuneți-ne de ce ați ales să vă faceți profesoară și de ce de matematică? La începutul tinereții mele, copilăriei, nu știu, am gândit să mă fac medic. Și pentru asta am și învățat. În clasa 8 am dat și eu română și matematică la examen. Am intrat la liceul sanitar cu o concurență foarte mare. Dar pe parcurs mi-am dat seama că nu sunt eu acolo. Nu am reușit nici să învăț chimie, anatomie așa cum ar fi trebuit și viața m-a dus spre un alt liceu, spre Henri Coandă, puțin dezamăgită de la sanitar, dar așa a fost să fie, dar am dat de niște profesori grozavi, mai ales la matematică, am avut o profesoară, Gabriela Palea, nu uit, care chiar m-a făcut să iubesc matematica, și în gimnaziu am iubit matematica, dar în liceu parcă am redescoperit-o. Am reușit să intru la facultate cu ajutorul profesoarei de acolo și a început să-mi placă. Nu știu, nu m-am, la început, toată lumea atunci se gândea să facă inginer. Mă gândeam că o să merg la tatăl meu care lucra la autoturisme și să fiu ingineră. În mai, înainte de examene, noi am dat examene, m-am gândit, nu mai vreau ingineră, vreau profesoară. N-am știut ce înseamnă asta, sincer. Pe parcurs mi-am dat seama ce înseamnă, nu neapărat la facultate, facultatea a fost frumoasă, dar după ce am ajuns la catedră, abia atunci mi-am dat seama că îmi place tot ce fac și că mă și potrivesc cu ce am ales. Cumva, nu știu, ceva divinitatea a lucrat pentru mine. Și nu am ales eu neapărat la început asta, dar se pare că am ajuns totuși într-un loc care mi se potrivește și care îmi place foarte mult. Super, ce frumos! Spuneți-ne acum, după experiența asta acumulată de peste 30 de ani, cât de greu e să fii profesor de matematică? Nu știu dacă trebuie să spun că e greu. Mie nu mi se pare că e greu. Mă bucur de fiecare zi alături de copii. E greu pentru că profesorul de matematică are o responsabilitate enormă. Pasul următor al copilului care pleacă din gimnaziu este liceul. Ori alegerea unui liceu bun este foarte importantă. Cumva îi trasează drumul în viață, liceul parcă cumva mai mult decât facultatea. Este o perioadă din viață în care trebuie să te afli într-un loc bun, într-un colectiv bun, ori știm că liceele bune oferă asta din orașul nostru. Și atunci responsabilitatea profesorului de matematică este să îl ajute pe copil să ajungă în liceul bun. E greu, e greu, pentru că pe mulți trebuie să îi forțăm cumva, dar dacă avem și părinții alături de noi, noi nu se poate să nu reușim. E foarte greu pentru că matematica nu e simplă,
matematica nu place copiilor. Și atunci eu m-am gândit așa, nu-ți place matematica, fă cumva să-ți placă profesorul. Și atunci încerc să-l fac să mă placă pe mine, cumva să-i câștig respectul și merge mai ușor. Ok, am înțeles. Matematica, cum spuneți dumneavoastră, e o materie de care elevii fug, general. Da, nu le place, clar nu le place matematica. Așa, cum încercați dumneavoastră să-i atrageți către ea? Ce faceți? Păi, în primul rând, am așa o poveste. De ce trebuie să învățăm matematica? N-am neapărat o explicație, dar am o poveste și mă distrez că în mare parte e și adevărată, dar când sunt mici chiar o cred, despre circumvoluțiuni. Le spun că atunci când ne naștem, nu avem atâtea de multe pe creier, dar învățând, numărul lor crește. Cu cât învățați mai mult, cu atât sunteți mai deștepți. Orice acumulezi tu, se face acolo un șanț în plus pe circumvoluțiunile tale și faptul că tu ai atât de multe o să te ajute în viitor. Oricum, ei deja știu că și dacă vor să-și folosească device-urile de acasă și dacă vor să, nu știu, întreabă părinții cum calculăm câtă gresie întrebe aici, câte o mamă mai întreabă, orice faci, de la lucruri simple la complicate, trebuie puțină matematică. Și încerc să-i conving că învățând matematică, de fapt, înveți și la alte lucruri. Înveți să sistematizezi lucrurile, înveți să descoperi că toate trebuie argumentate, înveți că în toate există o logică și descoperind asta, pe lângă faptul că trebuie să învețe că e materie de examen, își spun, dacă doamna a zis că o să fiu eu mai deștept după ce învăț toate astea, sigur că... Și am zis, dacă tu poți să rezolvi un exercițiu complicat și te bucuri că ai ajuns la soluție, asta o să ți se întâmple și în viață. Orice lucru își va găsi soluția. Orice situație în care te afli, vei putea să găsești soluția. Exact, da, e mult mai atractiv, da. Așa. Da. Da. Ne întotdeauna găsesc ceva ca să nu... Și minute în timpul orei, minutele în care vorbim altceva, minutele în care facem altceva, știu toți să asculte, știu toți să povestească, știu toți că dacă 3 minute facem altceva, sunt doar 3 minute și încercăm să nu facem ora monotonă, grea și neplăcută. Deci nu pot să spun că copiii se plâng că sunt neplăcute orele și de multe ori când eu am multe ore la etajul 2, urc așa și zic, oare cum e? Uneori ți se întâmplă odată la câțiva ani să nu-ți placă o clasă și vai, merg iarăși acolo. Dar de cele mai multe ori zic, Doamne, merg acolo, ia, ce am de făcut? Cum e mai, ce-i mai învăț? Ce le spun astăzi? Cum? Trebuie să caut mereu idei ca să nu fie lecția tristă și doar matematică. Exact. Și iese. Da. Mă bucur că îmi iese. Super, da, pentru că matematica oricum e o materie, da, e o materie grea, cum ați zis, și dacă ea e monotonă, cu atât mai mult că se pierde atenția elevilor de tot. Nu. Și atunci cu... facem ore în plus, rămânem după școală, dar nu se plâng. Nu se plâng. Super. Dacă după ce rămânem în plus, mai comandăm și o pizza sau mai facem câte ceva, sunt atât de motivat să facă matematica aia în plus pe numai. Deci ceva găsesc de fiecare dată, ori o mâncare, ori un joc la sfârșit, ca ei să nu fie chiar atât de triști, vai, trebuie să facem în plus și nu mai avem niciun chef de asta. Da. Super, super, foarte frumos. Știm că faceți și activități extracurriculare cu elevii. Organizați și tabere, dacă nu mă înșel. Ce fel de tabere? Ce fac copiii? În tabere mergem doar vara, dar eu fac excursii în fiecare an și în țară și în străinătate. La început am așa ideea că trebuie să mergem în străinătate. Am mers prin Austria, am mers
în Ungaria, dar acum în fiecare an, una toamna și una primăvară, organizez câte o excursie în țară. Copiii trebuie să descopere cât e de frumoasă țara, despre care, păduri despre care n-am auzit în viața mea, dar sunt frumoase locuri. Mă ajută și o colegă de geografie, căutăm împreună destinații pentru excursii și copiilor, efectiv, nu le ajung locurile din autocar, mergem pe metoda primul venit, primul servit, sunt triști, sună părinți, dar cum pentru copilul meu nu mai aveți loc. Încercăm să facem lucrurile cât mai bine, pentru că ei chiar se bucură în excursiile astea și în excursiile astea avem și eu, pregătesc materiale pentru un fel de team building. Copiii nu numai că bântuie prin hotel pe acolo și se joacă, dar mergem întotdeauna în sălile de conferință și ne jucăm. Și atunci bucuria este maximă. De fiecare dată întreabă doamna ce ne aducem, ce trebuie să ne aducem pentru jocuri și se termină cu dans de fiecare dată. Îi învăț că dansul eliberează și de stres, de inhibiții și se bucură de tot ce li se întâmplă. Mai fac, am anual activități la Cărturești, unde mergem să citim, mergem la Smart Fit, unde au câte o clasă și înnoată apoi. Mai mergem la film, nici nu se discută, în fiecare lună facem câte ceva. Vara mergem într-o tabără, eu merg acum anul ăsta 8 ore în aceeași tabără și se pare că nu le displace copiilor, este o tabără unde plâng copiii când pleacă în județul Alba, se numește Happy Faces. Mai fac petrecere în pijama la școală, deci super. Vin cu saltele pneumatice și cu perne și avem videoproiector și ecran mare și punem filme și jocuri și nu dorm până dimineață. Prima oară când am făcut, părinții au fost un pic așa uimiți, cum să faci la școală, dar clasa era curată, spălat tot, scoase băncile și am stat până dimineață de n-au mai vrut să plece. Mai mergem la paintball, iarăși așa, în fiecare an se joacă la Herneacova, deci găsesc tot felul de locuri unde să-i duc, pentru că doar împreună, plus la școală, ce facem la școală, dacă stau mult împreună, n-au cum să nu se dezvolte ca și colectiv, învață să fie prieteni, fostele mele clase sunt și acum în bună parte prieteni și îmi tot spun că ce, și aduc aminte de toate activitățile pe care le-am făcut. Deci, asta e. Încerc să-i fac să fie un colectiv și să le placă să vină la școală. Să nu fie triști, iar merg la școală, iar și să se gândească la sfârșitul lunii merg undeva cu colegii mei și chiar îmi place când merg undeva. Pregătesc haine și pregătesc, ei știu deja. Și asta e foarte motivant pentru un copil când pe lângă faptul că face ce face cu părinții, cu familia, merge și cu colegii undeva. Acum super. Pandemia nu m-a lăsat să fac chiar ce aș fi vrut eu, dar tot am mai făcut. Mai făcut. Restrâns, mai da, după da. Regulă. Sau mai pe ascuns. Da, da. Păi na, cum să nu vă iubească elevii, așa? Ce n-aș fi dat să fi mers eu într atâtea locuri la... cu o profesoară și de matematică, adică... Da, da, păi oamenii sunt uimiți când cei care nu mă cunosc, întotdeauna am zis, păi probabil că sunteți de engleză sau de română sau de ceva. Nu de matematică, nu arăt ca un... Așa zic ei că nu arăt ca un profesor de matematică. Da, păi nu, mai ales acum după ce ne-ați și spus toate activitățile astea pe care le faceți cu copii, clar nu, adică nu am auzit vreodată de un profesor de matematică care să facă activități de genul ăsta și care să n-aibă legătură cu matematica. Da, mă întreabă cei din jurul meu de unde mai ai energie să mai faci toate astea. Pun energia, mi-o iau de la ei. În momentul în care îi văd cum vorbesc, ce fac,
parcă, nu știu, cumva îmi dau și mie energie. Mă bucur de ei că sunt ei bucuroși și atunci, nu știu. Merită și a doua și a treia oară și... Da, da, da. Pentru bucuria pe care o văd pe fața lor, chiar merită să fac lucrurile astea. Da. Mulți sunt de părere că materia e foarte complexă și are foarte multe informații pe care, de care copiii nu au nevoie în viață. Ce părere așa aveți despre asta? Așa este. Din păcate, acum ceva vreme ne-au consultat și pe noi cei de sus, dar de fapt nu se ține seama de părerea noastră. Pe noi cade greu, de fapt. Noi trebuie să facem tot ce scrie acolo că trebuie să facem. N-avem de ales. Materia e foarte multă, dar, ce să spun, eu am avut norocul să lucrez foarte mulți ani într-o școală, pot să spun de elită, școala 19 chiar este una dintre cele mai bune școli din oraș, și atunci nu pot să mă plâng chiar că mi-a fost greu. Familiile ne ajută foarte mult, și chiar spun că nu contează că fac mai multă matematică, nu le strică, decât să stea pe jocul, să stea, eu știu, facem suplimentar pentru concursuri. Acum concursurile s-au mai oprit un pic din cauza situației din țară și din lumea asta, dar nu e chiar atât de greu. E adevărat. Nu au ei ce să facă, la 11 ani trebuie să-l învăț, eu știu, puteri și lucruri grele. Am văzut într-un film, mă mai uit la filmele colorești din astea americane, la școala de vară, într-un liceu, făceau puteri. La școala de vară, la americani, merg cei care nu s-au pregătit foarte bine pe parcursul anului. Deci, în liceu, noi facem în clasa 5-a, sunt foarte multe lucruri pe care trebuie să le facem, dar vă spun, am avut noroc să fiu la o școală bună și să constat că copiii duc toate astea. Mai întreabă părinții oare la ce le trebuie. Nu le trebuie neapărat la nimic ceva special, într-un mod special, că nu toți se vor face, eu știu, IT-și sau softiși sau ce, dar dacă ei găsesc bucuria că au obținut rezultatul bun. Dacă ei reușesc să învețe tot ce le spun eu, asta e. V-am spus, greul este pe noi. Pentru că programa este cum este, nu s-a schimbat mare lucru, poate că nu s-a scos, chiar s-a mai adăugat lucruri, dar ne străduim toți să-i facem de, nu-i obligăm pe toți să învețe la nivel de 10. Nu trebuie neapărat. Dar eu observ că copiii chiar duc, cum să zic, chiar duc ce le fac. Da, pot. Sunt pe generație ce trece, parcă sunt, nu știu cum, mai deschiși la minte și mai așa înghit totul. Înghit ce în jurul lor, știință, informație, de orice fel. Și atunci nu e chiar atât de greu cu matematica. Doar că e foarte multă și pentru examen e foarte multă. Da. Dar au învățat că asta e, deci ei când vin deja știu matematică, trebuie să o învăț. Repetăm mult. Asta da, da, e. Da. Exact. Este, este. Româna s-a mai relaxat la limba română, mai au libertatea de alegere a textelor, e altceva. La noi, din păcate, nu. Dar notele sunt bune. Copiii iau 10 la examen. Deci la generația precedentă am avut cea mai bună generație din cariera mea, un 9,06 media la evaluare națională pe clasă, 7 note de 10. Deci, super. Se poate. Ei, v-am spus, sunt tot mai deștepți, duc mult. Noi credem că nu duc, dar duc. Da, da, da. Cât de utilă e tehnologia pentru un profesor de matematică azi? Sincer, eu sunt așa mai tradiționalistă, dar nu mă las. Fiica mea îmi tot spune, vezi că copiii știu aia, vezi că să nu te ia.
E adevărat, la jocuri și la așa nu mă pot băga, că știu ei multe, dar tehnologia ca atare la clasă, eu lucrez mai tradițional, nu neapărat o folosesc. În schimb, am învățat să folosesc pe online o tabletă grafică, am învățat să desenez, am învățat să fac lucruri repede pentru ei, am învățat să le explic altfel puțin decât la tablă. N-am avut de ales. Deci mă adaptez. Deși, am zis, lucrez tradițional când sunt la școală, dacă avem vreo o lecție deschisă sau ceva pe catedră, eu sunt cea care alege metoda tradițională, dar bineînțeles cu inovații, nu neapărat cu pe ecran, nu neapărat cu completare pe... dar nici nu pot să spun că nu mă descurc. Dacă trebuie, am învățat să fac lecții bune în condiții de pandemie, nu? Anul trecut am avut clasa 8-a la dirigenție și mi-a mers foarte bine. Dar... Super. Da. Am avut și colaborarea părinților. Asta e, părinții sunt, au un rol foarte important în procesul ăsta de învățare și de Da, faceți o echipă. Tot timpul profesorul face o echipă cu părinții. Da. Ce impact, că tot vorbim de pandemie, ce impact a avut pandemia pentru ora de matematică? V-a fost ușor, greu să vă țineți orele? Au copii, nu știu, lipsuri? Au rămas în urmă cu materia? Sau? Da. Am clase, o clasă, în care o treime din clasă, cred, e acolo cu mine. Deci ei sunt toți la oră. Eu nu-i oblig întotdeauna să și pună camerele, dar dacă îi rog întotdeauna fac asta, doar că nu se mai, dacă părinții nu sunt acasă sau cineva care să-i verifice, nu se pot concentra întotdeauna, nu se pot aduna și atunci când venim la școală constat că ba n-au caietele complete, ba le lipsesc o grămadă de informații. E greu, nu toți se pot, nu pot să stea, nici măcar nu se joacă 6 ore, dar să stea 6 ore în fața unui computer. E greu și fiecare coleg are, fiecare profesor are alte moduri de a vorbi, de a preda, de a cere lucrurile. Nu toți se încadrează în timp, nu... Da, și la matematică am probleme, într-adevăr, dar le voi scoate, sunt convinsă, când ne întâlnim fizic. Noroc că clasa la care am cele mai mari probleme acum este o a 7-a și am convingerea că cu câteva sâmbete venit la școală o să recuperez ce n-am făcut acum. Am acolo câțiva foarte buni, dar... și copii cu caiete în care nu există lecțiile, cu întrebări fără răspuns. N-am ce să fac. Asta e, toți întâmpinăm asemenea greutăți. Da. Părinții spun că ei încearcă și ei să ne ajute, dar copilul e copil, n-are. Dacă poate să aleagă să se uite la un film sau să se joace, poate că alege asta. Sau și să doarmă. Deci, foști elevi povesteau cum deschideau computerul și se întorceau în pat, prezența și în pat. Deci, și asta e alternativă pentru lecțiile online, au ei, găsesc. Exact, da, da. N-avem ce face. Încerc doar să nu mă supăr foarte tare, să înțeleg, încerc să înțeleg și chiar înțeleg. Obosești. Te plictisești, vor să vină la școală, să joace fotbal, să arunce cu marcare, nu știu, să facă aiurea. Da, să socializeze, pur și simplu să vorbească, da. Poate, între ei. Da, da, exact. În viața unui profesor, de orice fel, sunt și momente plăcute și mai puțin plăcute, poate chiar dramatice.
Ne puteți povesti, nu știu, despre o experiență plăcută și una neplăcută de care ați avut parte? Experiențe plăcute sunt multe de tot, dar nici nu știu, nu îmi dau seama. În timpul cât mi-au fost elevi, cred că o mulțime de experiențe plăcute am avut. Pot să spun mai bine despre foști elevi cu care mă întâlnesc pe stradă și care îmi spun că le spun și ei copiilor lucruri pe care le-au auzit de la mine, sau foști elevi care mă sună și mă întreabă dacă copilul meu începe școala în anul X, vă mai prinde la matematică, și asta chiar îmi crește sufletul așa când... Sau fost elev care a făcut prostioare în gimnaziu și părintele mi-a zis faceți incestis că l-am pierdut de sub control, și pe care așa în ghilimele l-am terorizat un pic, și care a ajuns adult, ne-am întâlnit și a zis doamna, razna, ce bine mi-ar fi părut să mai am pe dirigintă în viața mea când aș fi făcut atâtea prostii. Astea sunt lucrurile bune. Așa nu pot să zic că bun este când trimite un copil, aș scrie, am lucrări, teste date și la sfârșitul testului este făcută profesoara, un desen și scrie profesoara și, eu știu, o inimă. Lucrurile astea se întâmplă destul de des, sau se trezesc ei să-mi spună pur și simplu câte ceva frumos și așa îmi dau bucurie lucrurile astea. Dar v-am zis, cel mai mult mă bucur când văd că un fost elev vine și nu trece pe partea cealaltă, și când se întâmplă să merg la mall și nu ajung să fac ce mi-am propus să fac, pentru că mă întâlnesc cu tot felul de foști elevi și părinți care nu mă mai lasă să plec. Asta înseamnă că am făcut ceva bine și că de multe ori se întâmplă să n-ai chef, a, uite și pe aia, n-am acum energie și intru într-un magazin numai să nu vorbim sau nu, să nu salutăm. Și eu mă bucur când văd că nu se întâmplă asta și chiar vin înspre mine și mă îmbrățișează și povestesc. Astea sunt... Asta este partea frumoasă și zic, am făcut ceva bine în viața asta dacă vin tinerii ăștia înspre mine. Da, 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 sigur. Și poate, nu știu, ați avut și experiențe neplăcute? Da, experiențele neplăcute le-am avut în principal pentru note. Eu sunt un profesor generos, de obicei dau note bune, dar dacă se întâmplă să dau note de 3... și copilul nu explică lucrurile cum trebuie acasă, mă trezesc cu părinți care vin la școală nemulțumiți. Deci, până nu explic și nu arăt lucrări, lucrurile un pic nu sunt prea plăcute, dar în afară de asta, alte experiențe nu am avut. Pentru note, da. Pentru note mi s-a întâmplat de vreo câteva ori în viața asta să mă trezesc cu părinți nemulțumiți, dar care n-au cunoscut situația reală până n-au venit la școală, și atunci totul a fost în regulă. Lucruri neplăcute nu mi s-au întâmplat, mulțumesc lui Dumnezeu. Am reușit cumva să le ocolesc. E bine. Am și colegi buni, am și directori buni, deci N-am avut parte de lucruri așa care să mă marcheze, să da. Sunt tristă că s-a întâmplat acest lucru. Nu. Super, super. Spuneți-ne cum devii profesor de matematică, care ar fi pașii pe care trebuie să-i faci ca să ajungi profesor de mate? Cum devii profesor de matematică? Foarte simplu, că acum se intră la facultate destul de ușor. Dacă ești un elev de 8-9 la școală, sigur intri la facultate.
deși descurci la facultate, ideea este că să-ți dai seama dacă ai făcut alegerea bună, nu știu, și dacă ai ales matematică. Rămânerea la catedră trebuie să fie, poți să faci orice altceva după ce termin facultatea de matematică. Dar rămânerea la catedră trebuie să fie așa, convingerea că poți să faci bine ce faci, că poți să te bucuri atunci când te duci la catedră, poți să te bucuri când intri într-o clasă, poți să stai timp în plus în care să faci, să faci subiecte de teste, să corectezi, poți să stai timp în plus ca să ai rezultate mai bune, și asta nu poți să-ți dai seama de asta decât, nu știu, probabil pe parcursul facultății, practica aceea pedagogică ar trebui făcută cu adevărat și chiar să se, fiecare să se gândească bine în timpul practicii pedagogice dacă aleg catedra sau nu. Mulți aleg catedra pentru că e comod. Eu le mai spun fetelor, vă faceți profesoare de matematică dacă vă găsiți un soț care face mulți bani. Pentru că e greu să faci tu mulți bani, dar asta e așa, ca o glumă. Trebuie să simți că poți să, în primul rând, că îți plac copiii, că nu lași ca, eu știu, o situație de indisciplină să dărâme ore de matematică, că poți să coordonezi bine lucrurile, că știi să gestionezi orice situație. Când ești tânăr, nu poți întotdeauna, dar simți în momentul în care începi să mergi la practica pedagogică, simți dacă ai avut un impact asupra clasei la care ai predat pentru evaluarea ta, dacă ție ți-a plăcut lecția. Deci cred că trebuie să vină acum, fără să încerc să zic nimic rău, dar tinerii sunt un pic superficiali, așa, merge și așa. Poți să ai 10 la facultate, poți să ai 10 la practica pedagogică, dar de fapt să nu fii de 10 neapărat. Am avut 10 la psihologie, la metodică, la materiile astea care țineau de copil chiar. Dar pe parcurs am reușit să descoper eu matematica aia pe care o predau așa cum trebuie și am încercat să fiu cât mai bună. Tinerii învață, nu spun că nu învață, au note bune, dar nu știu dacă nu iau întotdeauna foarte serios lucrurile. E bine și așa, deocamdată am un job. Trebuie să descopere dacă chiar mie, pentru mine munca e și o pasiune. Deci am avut norocul ăsta să îmi placă ce fac. Și atunci trebuie să-ți dai seama, îți place acolo unde ești, îți place cu copiii. În momentul în care te enervează un colectiv de copii, o clasă, că, nu știu, îți povestesc despre alte lucruri decât matematica, atunci mai bine înțelegi altceva. Mergi în altă parte. Cu matematica se pot găsi o mulțime de joburi. Nu trebuie să fii la catedră. Da, da, da. Și după terminarea facultății, ce face un student care vrea să meargă la catedră, să fie profesor? Cui se adresează sau cum? Sunt examene. Sunt examene pe care, dacă eu ar trebui să le mai dau acum, nu știu dacă le-aș lua, sunt foarte grele. Este partea aia științifică, eu știu, partea e destul de grea. Sunt examene și trebuie să ia nu știu ce notă. Noi chiar avem o tânără și de mult n-am mai văzut așa o tânără doritoare să știe, doritoare să învețe. Ne întreabă pe fiecare dintre colegi. Noi avem o catedră nu foarte tânără neapărat. Un coleg al nostru este cel mai tânăr, dar el este acum director adjunct și pe catedra lui a venit o absolventă care face și master și chiar e foarte bună. Copiilor le place când intră la clasă și asta spune ceva. Am mai avut absolvenți, am mai avut tineri la școală, la alte materii, dar
copiii nu au avut aceeași reacție, nu au avut feedback-uri nu prea drăguțe. În schimb, ea este așa un om calm, bun, muncește și copiilor le place, are răbdare. Cred că o să-i placă să rămână la catedră. Da, din păcate, în sistem se intră în urma unor examene care sunt destul de grele. Știu profesori buni care au renunțat pentru că mergeau naveta grea de o oră, două, eu știu pe unde, și au renunțat profesori buni când au reușit să ajungă în oraș. E greu să ajungi în sistem și păcat că e așa, ar trebui o altfel de evaluare. E adevărat, și una științifică, dar nu știu, cumva o altă metodă pentru a-i departaja pe cei care sunt buni, își doresc să intre în sistem și poate că nu au învățat, eu știu, cum trebuie, ce se cere acolo. Pentru că într-un an am fost la supravegheat și scriu foarte multe ore și foarte mult. E greu examenul acela. Păcat că doar așa se intră în sistem, din păcate. Da, da, da. Și suntem destul de mulți, așa, cu o vârstă mai mare ca și a mea, și ar trebui să fie mai deschis sistemul către tineri și într-un alt mod să-i primească, să-i motiveze să vină înspre noi, că nu prea au motivație. V-am zis, fetele, vă găsiți un soț care face bani în primii ani de învățământ. De fapt, nici mai târziu nu-i foarte mult, dar nu contează, ne-am obișnuit cu asta. Da, da, da. Și avem și o problemă cu numărul profesorilor, adică știm că sunt puțini. Da, toată lumea se plânge. Avem clase numeroase, avem clase numeroase, 30 de elevi într-o clasă, e mult. E adevărat, eu am fost cu 45 într-o clasă, de exemplu, no, 30, da, și 40 am avut într-o clasă. Clase mari, dar asta era atunci. Acum e mult 30, ar trebui să fie clasele, dar vorbim așa, ca să vorbim, pentru că noi nu avem clădiri, nu avem posibilitatea să facem clase mai puțin numeroase, ca să fie și nici profesori, avem o normă de făcut. Logistic nu e posibil să fie clasele mai puțin numeroase. Și atunci, dacă clasele ar fi mai puțin numeroase, într-adevăr ar fi mai mulți profesori. Dar așa nu. Deocamdată sistemul e făcut, nu știu cum, nu e bine, nu funcționează multe lucruri bine. Da, exact. Nu se întâmplă acum să se construiască școli. Noi, de exemplu, mergem în două schimburi pentru că avem probleme cu numărul de clase. Am zis, suntem o școală bună, copiii vin înspre noi, familiile ne aleg, dar avem probleme cu numărul de clase și trebuie să mergem de după amiază. Da, 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 am înțeles. Da. Spuneți-ne care ar fi calitățile pe care ar trebui să le aibă cineva ca să se facă profesor de mate? Păi, în primul rând, dragoste maximă pentru copii. Să aibă abilități excelente de comunicare. Am mai spus, studenți care termină cu note foarte bune și care chiar știu matematica de acolo, dar care nu știu să o și spună copiilor. Trebuie să stăpânească disciplina, dar să și găsească modalități de a le explica. Tinerii nu prea cer ajutor. Colega asta noastră, de exemplu, chiar a cerut ajutor. Cum faceți aici? Cum faceți aici? Asta ar fi foarte bine dacă înainte se făceau lecții deschise pentru tineri, acum nu s-au mai făcut de mult și toate ședințele noastre sunt online. Dar trebuie să aibă răbdare, am zis, dragoste pentru copii, să fie empatici, să fie empatici cu orice li se întâmplă copiilor, să se adapteze la ce își doresc copiii, la cum se desfășoară o oră
ne adaptăm după cum sunt copiii. Sunt ore în care trebuie să oprim matematica de mai multe ori și să facem o mică pauză. Sunt ore în care copiii își doresc să facă mai multă matematică. Deci să fii empatic cu ce își doresc ei, să fii creativ, să alegi tehnici și metode care să aducă rezultate, dar care să nu-i plictisească, să mergi la cursuri. Noi avem la dispoziție o mulțime de cursuri, să ne perfecționăm și dacă facem asta acasă, dar tot trebuie să o facem, să-i găsim metode bune de rezolvare a exercițiilor atractive pentru ei, să nu complicăm lucrurile, să facem totul cât mai simplu. Dar cel mai mult, am zis, punem în centru copilul. Dacă reușești să pui copiii în centru tuturor acestor lucruri, atunci, da, te poți face profesor. Ei contează, de fapt. Da, da, da. Spuneți-ne ce vă place cel mai mult la meseria asta și ce vă place cel mai puțin. Atunci când fac o lecție nouă și mă uit la fețele lor și întreb, ați înțeles? Și răspunsul, da, vine cu un zâmbet și cu o satisfacție. Asta este una dintre cele mai mari bucurii. Azi ai făcut treaba bine. Dacă fac o problemă de geometrie în spațiu cu rocinți cerințe din acelea complicate și văd că 80% dintre ei sunt bucuroși că au înțeles, asta este cea mai mare bucurie. Asta îmi place cel mai mult. Bineînțeles, îmi place când iau note bune la evaluare națională. Eu le tot spun, ai grijă, ești pe numele meu și tu nu poți să mă faci de râs. Nu mă interesează ce vrei tu, tu trebuie să știi că eu, pe mine, nu pot să mă faci de râs. Glumesc, dar le tot spun că sunt pe numele meu și tu scrii acolo cu cine ai făcut matematica. Nu poți să te duci acolo să mă faci de râs. Te duci la liceu, zic, eu am un renume, te duci la liceu, trebuie să fii exact așa cum se așteaptă profesorul ăla de liceu să fie un elev al lui Ștefan. Ce nu-mi place? Nu-mi place când trebuie să facem partea asta de înscrisuri, tot felul de documente și situații pe care nu ar trebui să le facem noi. Dar niciodată nu vor fi angajați oameni care să facă anumite lucruri. Dirigintele, profesorul trebuie să facă lucruri care nu au nicio legătură cu pregătirea lui și atunci asta mă deranjează. În rest, nu știu dacă altceva nu-mi place. Nu-mi place dacă simt că o lecție nu mi-a ieșit, că mi se mai întâmplă, o reiau, dar în general îmi place. Deci încă merg la școală cu bucurie, încă îmi fac orele cu bucurie. Super, super. Problema asta cu hârtiile și cu toată birocrația, da. Asta e o problemă, e un lucru neplăcut, cred că pentru orice profesor. Da. Am mai avut un interviu cu un profesor la o altă materie și același lucru, aceeași întrebare, același răspuns l-am primit, da, legat, da, de hârtii și tot felul de situații și cu scosul, da, copiilor din școală, iar acolo mulțime de hârtii pentru că vrei să-i, da, duci undeva. De cele mai multe, da, ori... Da, eu m-am obișnuit deja cu asta. Eu am fost săptămâna trecută în excursie la munte, la Văliuc, la Semenic. Am o prietenă la DSP și a zis, vezi că nu e chiar situația roz. Și atunci îți faci documente. Părintele, când își lasă copilul în excursie, își asumă. Și în documentele alea am scris că pentru eventuale îmbolnăvire cu COVID nu e vina organizatorului. Și s-au amuzat. Zice, dar de ce am crede noi că e vina dumneavoastră? Zic, pentru că s-a întâmplat în alte părți. Așa că facem hârtii care să ne acopere. Dar excursia a fost în regulă, copiii s-au bucurat. Dar trebuie să faci scrisuri pentru orice. Da. Asta e. Dar astea nu mă deranjează că trebuie să le fac. Când
fac documente pentru o excursie sau pentru o tabără, deja m-am obișnuit. Dar, nu știu, situații care, nu, de exemplu, să luăm o grămadă de documente pentru burse. Ar trebui să existe o persoană în școală care să răspundă de bursele elevilor. Zic și eu, dar cine mai angajează oamenii acum în sistem? Nu se întâmplă. Da, sau, da. Nu, eu trebuie să am grijă să știu situația fiecăruia pentru bursele astea. Lucruri pe care n-ar trebui să le facem noi. Ar trebui cineva care strânge documente, care se ocupă de asta, dar ne ocupăm tot noi. Noi facem și avem și un coleg cu o sarcină și mai mare, care centralizează tot. Deci este un coleg, nu este un... Un angajat da, anume da, da. Pentru asta, da. Asta-i doar un exemplu. Da, da, da. Acum, la final, o să vă rog să le spuneți, să le dați copiilor câteva sfaturi în cazul în care ei își doresc să devină profesor de matematică. Sfaturi. În primul rând, să le placă și să înțeleagă ei matematica. Dacă matematica este ușoară pentru ei, atunci o vor putea face ușoară și pentru copii. Să le placă copiii, deci asta, și dacă nu au copii, poți să știi dacă îți plac sau nu copiii altora, dacă poți să te cobori la orice nivel de înțelegere, te faci profesor dacă nu rămâi în cercetare sau faci altceva. Sunt o grămadă de instituții care angajează absolvenți de matematică. Nu știu, am mai zis, trebuie să ai și simțul umorului. Eu cred că n-aș fi rezistat de multe ori fără simțul umorului. De multe ori o situație în care erau stresați și copiii și eu. De eu știu că l-am prins că nu știe, că m-a enervat cu o vorbă grea spusă vreunui coleg. M-am scos foarte mult cu umor. Umorul salvează situații de foarte multe ori. Deci și asta. Nu poți să vii la catedră dacă încerci să le spui copiilor ceva hazliu, dar n-ai reușit. Răbdarea este foarte, foarte importantă. N-ai răbdare, deci progresul nu-l vei vedea cu una, cu două. Dacă n-ai răbdare să ajungi la progresul ăla și nu muncești pentru asta, trebuie ca fiecare lucru pe care îl dorești de la copil să muncești. Eu le tot spun, nu cereți, nu știu, vreunei divinități să vă lumineze la lucrare dacă voi n-ați băgat acolo în cap lucruri. Deci fără muncă nu poți să ceri, vai, trebuie să știu, Doamne, luminează-mă. Ce să lumineze? Tu trebuie să ai acolo de unde, pe ce să pună el lumina. Da. Așa că și trebuie să aibă acolo o bază. Vreau să mă fac profesor, dar știu să mă port cu copiii, am răbdare cu ei, pot să rezolv tot felul de chestiuni care apar într-o clasă. Nu-i numai matematică. Și dacă nu ești diriginte, nu-i numai matematică. Copiii te văd ca pe cel care poate rezolva orice. Trebuie să rezolv situații uneori extrem de neașteptate, legate de ei personal, de, eu știu, chestiuni neplăcute care s-au întâmplat în clasă. Trebuie să fii imparțial, trebuie să fii obiectiv. Lucruri pe care orice om încearcă să le atingă, dar cu copiii mai mult decât atât, pentru că ei sunt așa ca un aluat și trebuie să avem grijă ce prăjitură coacem, exact. Pentru că lăsăm așa urme adânci pe ei dacă nu suntem noi cum trebuie. Da, trebuie da, să fim atenți la orice. Da. Bine, mulțumim mult pentru toate răspunsurile. Acum, cu siguranță, copiii înțeleg poate mai bine
ce faceți dumneavoastră de partea cealaltă a catedrei, că așa ei văd, dar înțeleg acum probabil și cum sunteți dumneavoastră în meseria asta, ce aveți de făcut, cu ce vă confruntați, da, cât de frumoasă e până la urmă. Da, noi avem de foarte multe ori discuții, ei cunosc și partea asta așa mai omul, nu neapărat profesorul și dirigintele, eu nu sunt, eu mă las descoperite așa, trebuie să simt că sunt și eu om, că altfel nu am cum să mă apropii de ei. Da, da, da. Ei mai știu unele lucruri din toate astea de la mine. Super, da, păi nu mulți profesori fac asta, de asta zic că e foarte probabil, sigur, cunosc copii care au profesori, cel puțin la matematică, destul de rigizi, adică vin în clasă, bună ziua, asta e lecția, la revedere și gata. Deci, profesioniști de nota 10, dar nu se apropie de copii, da, da. Exact, exact, da. Deci mulțumesc încă o dată pentru toate informațiile. Copii, noi ne vedem și data viitoare cu o altă meserie, aflăm alte informații noi. Până atunci, nu uitați să ne urmăriți aici, pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook și Instagram și pe site, bineînțeles.